Primul pas pentru organizarea în județul Giurgiu a alegerilor europarlamentare, care vor avea loc pe 25 mai, a avut loc la Tribunalul Giurgiu. Tragerea la sorți pentru desemnarea judecătorilor ce vor face parte din biroul electoral județean constituit pentru organizarea și desfășurarea scrutinului s-a desfășurat azi în cadrul unei ședințe publice. Vom face tragerea la sorți pentru desemnarea celor trei judecători care vor face parte din biroul electoral județean Giurgiu pentru alegerile în Parlamentul European din 25 mai 2014, în conformitate cu dispozițiile articolului 26 alinea 2 din legea 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată cu modificările și completările ulterioare. În cursa pentru cele trei poziții în biroul electoral județean s-au înscris doar 5 judecători dintr-un număr de 14 aflați în exercițiu la Tribunalul Giurgiu. În urma extragerii pe funcții, președinte al biroului electoral județean a fost desemnată judecătoarea Monica Cornea. Locțitor va fi Cristina Pinciu, iar membru judecătoarea Mirela Zina Udrea. Ceilalți doi judecători care și-au exprimat interesul de a face parte din biroul electoral județean și au avut numele în urna de extrageri sunt Mariana Magdalena Burtavel și Grigore Ureche. Președinte, doamna Cornea Monica. Locțitor, doamna Pinciu Cristina. Și acum membru. Doamna Udrea Mirela Zina. Deși a fost o ședință publică la care puteau participa atât reprezentanții ai societății civile, cât și ai partidelor și formațiunilor politice, în sală au fost prezenți doar Cristian Ștenghel, reprezentant al Alianței Electorale PSD-PC-UNPR, și Adriana Puțaru din partea Prefecturii Județului Giurgiu. De asemenea, au fost prezenți la extragere și alți judecători ai Tribunalului Giurgiu.